Eu sunt Vichy și astăzi îți voi explica, pe scurt, teoria relativității restrânse. Sau o parte din ea. O să cec cât de repede pot să explic și cât pe înțelesul tuturor. Dacă mai vrei să vezi videoclipuri despre știință și uh, informatică fizică și chestii uh, reale, științe reale, uh, nu uita să te abonezi la canal. Și să Apeși pe clopoțelul acasă, să vezi cum postez. Uh, pentru început, uh, o să spun cine a enunțat această teoria relativității restrânse. Einstein a enunțat-o. Einstein a trăit între anii 1879-1955 și, după cum știți, uh, acesta a pus. Multe, a, spus, a enunțat multe din legile fizice și a pus bazele fizicii. Uh, un om de știință foarte, foarte bun și un fizician extraordinar, fără de care probabil umanitatea astăzi era mult în spate. Uh, unii spun că acesta era nebun, uh, însă probabil așa se spune despre orice om inteligent, că doar era nebun. Uh, nu știu dacă știți povestea că Einstein a avut un prieten uh, și acesta a murit deoarece era frică lui că va fi otrăvit El nu mânca niciodată mâncare decât făcută de nevasta sa și o punea înainte să guste Și la un moment dat nevasta lui s-a îmbolnăvit și a trebuit să stea în spital vreo câteva luni și el n-a mai mâncat efectiv și a murit Însă e doar o poveste Bun, o să începem cu postulatele lui Einstein în caz că vreți să știți ce sunt postulatele lui Einstein, acestea l-au ajutat pe Einstein să construiască întreaga teoria relativității. Și acum am să le enunț, le citez. Există un set infinit de sisteme de referință inerțiale care se mișcă rectiliniu și uniform unul față de altul și în care toate rezile fizicii se păstrează același formă. Și doi, Viteza unei raze de lumină are aceeași valoare privită din toate aceste sisteme de referință. Și în caz că vreți să știți, viteza luminii sau C are aproximativ 300.000 de km pe secundă. Cam asta este valoarea ei numerică. După cum observați, aceste două postulate ale lui Einstein se cam bat așa cap la cap, adică se contrazic una pe cealaltă. Einstein a pus bazele teoriei relativității. Nu se știe însă dacă această teorie este adevărată, se presupune adevărată, însă e doar o teorie. n a fost demonstrată 100%. Practic din prima postulată a lui Einstein, reiese că faptul că de exemplu tu când ești un tren, într-un tren sau față de când ești pe peron, să zicem că asta este trenul și ăsta este peronul, Uh, aceeași lege ale fizicii se întâmplă: dacă aici e o bilă și o scapi, practic uh, ea acționează aceleași forțe asupra ei. Uh, aici uh, acționează forța pe care o imprimi tu și forța trenului, uh, însă aici îmi spune că și aici uh, practic ea cade la fel. Uh, în tren Uh, mai este o chestie care merge încercată și am încercat-o uh, Puteți să vă luați ca un experiment Dacă trageți, dacă vă colătoriți cu CFR-ul uh, Și trageți daperiile Nu o să vă dați seama în ce direcție se mișcă Sau dacă se mișcă O să vă simțiți exact ca și cum ați fi, ați fi pe loc uh, Pentru că acționează aceleași forțe uh, în... Și asta este legea întâi. Și a doua lege Din a doua lege este tot așa un experiment foarte interesant. Să zicem că ăsta sunt eu. Și merg cu o viteză V spre o rază de lumină care merge spre mine cu o viteză C. Pentru că am zis că C este viteza luminii. Nu se va lua viteza relativă. Adică, practic, dacă era orice alt corp, eu e ca și cum viteza aceasta, eu aș fi stat pe loc și acest corp ar fi venit cu viteza C plus V la mine. Adică este, așa se face viteza relativă. Însă nu este corect. Einstein enunță faptul că dacă, dacă eu merg cu o viteză V spre corp care merge cu viteza luminii, practic o rază de lumină spre mine, el merge, e ca și cum eu aș sta pe loc și el merge tot cu viteza C spre mine, care este paradoxal. Nu uitați dacă v-a plăcut acest episod cu această mică explicație a începutului teoriei relativității. Să lăsați un like și să vă abonați pentru că voi mai face videoclipuri de genul acesta. Eu am fost Vișii, mulțumesc pentru vizionare, pa, pa!